Peștera de la Românești din județul Timiș a devenit neîncăpătoare la finalul săptămânii trecute, după o pauză de 2 ani datorită măsurilor antipandemie. Tradiția speo concertelor simfonice anuale din Peștera de la Românești s-a reluat. La cea de-a 38-a ediție au participat mii de iubitori ai muzicii și ai naturii, printre care și numeroși hunedoreni. Evenimentul cultural unic în țară și chiar în Europa de Est a debutat în anul 1984. În decursul celor aproape 4 decenii, în fiecare toamnă, pe scena improvizată din peșteră, alături de Filarmonica Banatul din Timișoara, au concertat nume sonore ale muzicii simfonice, operii, operetei, dar și din genurile muzicale jazz, blues sau rock. La speo concertul din anul acesta au evoluat Art Camer Orchestra, cu Ovidiu Rusu, director artistic, împreună cu soliștii Cristian Rudic, Lăcrămioara Cristescu, Dan Pataca și Cosmin Ifrim, care au susținut un program artistic alcătuit din arii celebre, aparținând compozitorilor Johann Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Lehár, Emmerich Kallmann și mulți alții. Pentru anul 2023, când Timișoara va deveni capitală culturală europeană, organizatorii preconizează desfășurarea 3 speo concerte în peștera de la Românești.